Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecție RM. Invitatul din această seară este Grigore Novac, deputat PSRM în Parlamentul Republicii Moldova. Bună seara și bine ați venit la noi în studio. Bună seara și bine v-am găsit! Astăzi, 8 septembrie, a început sesiunea ordinară de toamnă-iarnă a Parlamentului Republicii Moldova, iar în câteva zile se va convoca biroul permanent pentru a decide data întrunirii. Însă am avut o declarație a președintelui Parlamentului, Adrian Candu, în care a specificat care sunt prioritățile și despre ce s-a vorbit astăzi cu toți șefii comisiilor parlamentare și care va fi politica sau care va fi atmosfera în această sesiune de toamnă-iarnă în Parlamentul Republicii Moldova. De aceea aș fi vrut dumneavoastră să ne spuneți din perspectiva Partidului Socialist din Republica Moldova cum se văd aceste priorități și ce se va întâmpla în această toamnă-iarnă în Parlamentul nostru, în legislativ. De la început aș vrea să spun că domnul Candu a menționat faptul că pe la sfârșitul lui septembrie va fi prima ședință în plen, dar știm ce s-a întâmplat în primăvară, că asta a durat foarte mult. Cum credeți? Alte chestiuni? Deputați sunt plecați, domnul Adrian Candu merge în Ankara cu o vizită. Se tărăgânează la fel ca și primăvară sau vom începe la timp? Eu, din câte cunosc, eu nu prea avem noi ce examina, având în vedere că luna august, odată cu sfârșitul lunii iulie, s-a finisat și sesiunea de primăvară-vară, iar luna august, unicul care mai putea cât de cât să înregistreze careva proiecte, era șeful statului, era guvernul, nu și deputații. Deputații erau în vacanță. Din câte cunosc eu, șeful statului are un set, un șir întreg de proiecte de acte legislative care cred eu că săptămâna viitoare le va face publice. Acolo sunt, el a spus că este în domeniul social, economic, deci mai multe proiecte care ar veni în, și îmbunătăți situația economică și socială. Cei ce ține de prioritățile vociferate domnul Candu, eu nu cred că ele imediat coincid cu prioritățile PSRM-ului, având în vedere că noi în ultima perioadă am fost martori când pe bandă rulantă se primeau proiecte, erau votate proiecte de legi care știți, pentru a bifa în fața europenilor și să facem un raport că, uite, noi facem ceva și implementăm și mergem pe agenda acordului de asociere. Țin să menționez că PSRM-ul nu a renunțat la ideea denunțării acordului de asociere și în continuare insistăm ca acest acord de dreptul nenorocit pentru economia țării, în primul rând, pentru cetățeni, urmează a fi denunțat, deoarece la momentul votării de către legislativ acestui acord nu s-a ținut cont și nu au fost negociate nici cele mai mărunte interese economice ale Republicii Moldova. Și în consecință am văzut că ce am primit noi drept răsplată, așa simplu vorbind, am pierdut piața tradițională cu Federația Rusă, pe care șeful statului acum depune foarte multe eforturi pentru a relua discuțiile și am văzut în ultima perioadă câte întâlniri la nivel înalt au avut loc. A avut întâlniri atât domnul președinte Dodon, cât și doamna președinte a formațiunii politice PSRM greceanei, cu demnitari din nivel înalt. Parcă s-a mișcat carul din loc. Slavă Domnului! În pofida faptului că autoritățile de la Chișinău, guvernul, mă refer în mare parte la Partidul Democrat, care, zic eu, au lansat mai multe provocări în adresa Federației Rusă și slavă Domnului că Federația Rusă a răspuns cu reacții de oglindă, aș zice eu, doar în cazul expulzării celor 5 diplomați. Dumneavoastră, acum ați menționat faptul că în continuare PSRM-ul va merge spre denunțarea acordului de asociere, dar domnul Candu, menționez, a vorbit astăzi că aceasta este prioritatea numărul 1 și anume implementarea acordului, pentru că a zis dumnealui că 111 acțiuni care trebuie aprobate în 2017, din ele jumătate deja au fost realizate. Despre ce fel de jumătate? Și dânsul a vorbit despre lucru că cealaltă jumătate va fi neapărat realizată în această perioadă.
Eu cred că... Aici iarăși apare confruntarea aceasta între... Domnul Speaker, Candu nu ar trebui, zic eu, să spună în fața dumneavoastră reprezentanților media ce ce visează noaptea. Este ușor a spune că am implementat jumătate, dar ce anume? Și care este rezultatul final? Și care este plus valoarea de la implementarea acestor jumătate? Nici nu știu de care jumătate dumnealui vorbește. Dar... Poate este agenda PD-ului. Evident că este agenda PD-ului. Noi am văzut că ei au început să fac mai multe reforme de dreptul draconice, în opinia mea. Un exemplu ar fi cașa care au făcut-o în legea procuraturii și multe alte. Adică sunt... vorbim de domeniul justiției. Reforma guvernului. Uh-huh. Acum, la ziua de azi, suntem într-o situație că nimeni nu știe ce are de făcut. Au lichidat o sumedenie de agenții, au comasat ministerii, au făcut un tortocheal acolo, că însăși ei, pentru ei, și-au creat singură problemă. Că dacă să vorbim despre Ministerul Sănătății, Protecției Sociale, acolo nu mai știi care și de ce răspunde. Asta spune că trebuie să fac subdiviziunile. Domnul Novac, e bine, în haos poți să rezolvi multe lucruri, dar haosul a fost o prioritate pentru unii. În apa tulbure, sigur că se face foarte multe șmecherii și măgării. Și acum toți se vorbește foarte mult despre faptul că angajații guvernului vor avea un salariu foarte mare și să vedem ce se va întâmpla în cazul ăsta. Când... Eu cred că prioritățile statului trebuie să fie că salarii mai mari să aibă pătrun social, da. Medici, profesori, cetățeanul simplu, dar nu funcționari din guvern, deputați sau altceva. Aici este o situație care deranjantă pentru omul simplu. Noi vedem în jurul guvernului, în jurul parlamentului se pavează asfaltul, se pun lucruri, iarba cei super scumpă care stă în jurul guvernului, dar la sate este o sărăcie. Muncitorii salariații din guvern vor primi 10.000 de lei, dar învățătorii și educatorii din grădinițe sau bucătarii primesc 1.000 de lei. Aici este confuzia mare a oamenilor și nu se prea înțelege care este scopul celor de la conducere. Parcă om trăi în perioada aia cu feudală, când erau, nu exista stratul de mijloc. Existau foarte bogați și foarte săraci. Foarte săraci, exact. Și acum iarăși se pedalează pe sistemul acesta liberal, ideile liberale, aș spune eu, că supraviețuiește cel mai puternic. Adică voi sunteți cei care trebuie să vă gândiți singuri. Noi suntem categoric împotrivă și am venit cu mai multe proiecte de lege în acest sens și anul trecut și în sesiunea aceasta de primăvară-vară. Cu regret, foarte multe din ele au fost blocate. O altă parte, pur și simplu, de către actuala guvernare a fost plagiate. Nu mă tem să zic acest cuvânt și am și exemple în acest sens. Când acești funcționari de la guvern nu-i duci cap, să zic eu, să vină cu un proiect de lege bine gândit, și atunci venim noi pe SRM-ul, îl înregistrăm, este blocat la nivel de comisie de profil, respins, și ca să treacă o săptămână, două, și să vină ei cu această inițiativă. Bine, noi, având responsabilitate în fața cetățenilor, nu putem să nu votăm aceste proiecte sociale. Însă era binevenit dacă spuneau prioritățile pentru actuala guvernare de jos în sus. Adică, în primul rând, să rezolvăm problemele cetățeanului și, pe urmă, dacă le rezolvăm pe toate, ajungem și la noi, deputații, să ne mărim salariul. Dacă cetățeanul de rând, medicul, profesorul, educatorul de la școală, ori același bucătar din grădiniță, că, din câte cunosc, chiar și în Chișinău, este lipsă de... Da, nu s-au deschis unele grădinițe din motiv că lipsea bucătarul. Lipsesc bucătari. Evident, cine o să lucreze cu 1000 de lei pe lună? Și dacă ar rezolva problema la acest nivel, atunci se poate de ridicat în sus și să ne gândim, să facem noi, să dăm medalii de aur la cei de la guvern sau nu. Dar nu știu de ce se merge invers, de sus în jos. Ceea ce este
total absurd în opinia mea și nu doar a mea, cred că în majoritatea cetățenilor Republicii Moldova. Ori dacă noi vrem să avem un stat de-a dreptul sănătos și vrem să investim în viitorul acestei țări, trebuie să investim anume în oamenii acestei țări și nu în propriile interese. Astăzi, la ședința cu șefii comisiilor parlamentare, probabil au participat și PSRM-ul, pentru că sunt reprezentanți. S-a discutat despre, s-au trecut în revistă cele realizate din sesiunea precedentă și cele nerealizate. Dumneavoastră ați vorbit că unele proiecte au fost votate sau unele proiecte au fost acceptate ca fiind bune, proiecte de lege, iar altele au fost plagiate sau au fost respinse. Astăzi, în aceste discuții, s-a pus accent pe cele care au fost respinse și urmează a fi înaintate din nou. Bine, eu nu am participat la această ședință, însă am avut un schimb de opinii cu colegii care au participat. Evident, această ședință a fost mai mult de dragul ședinței. Ori agenda parlamentară și ordinea de zi nu imediat o fac șefii comisiilor, adică președinții comisiilor de profil. Deci cum s-a mai întâmplat în prima zi, în ziua aceea când este ședința în plen, apare pe masa voastră, proiecte de lege. Da? Așa este, cu regret. Ceea ce este, noi nu odată am avut situația în care ne trezim, parcă este birou permanent, ni se expediază o ordine de zi, începem a studia proiectul în redacție finală care a fost propusă de comisie și votat în comisie, ca dimineața să ne trezim înainte de a începe ședința, să ne se introduce pe ordine de zi, să ne spun, să introduci proiectul numărul 300, nu știu care acolo. Și tot așa se gândesc, ce proiect mai este? Că e imposibil să le memorizez după numere pe toate. Ca să mai treacă, nu știu cât acolo, vreo oră jumate până tapează, până scot la imprimă proiectele, până le repartizează deputaților, deja se ajunge la examinare, ori punere la vot și noi încă nu avem proiectul ăsta în mână. Evident, noi nu putem vota cu ochii închiși dacă cei de la guvernare, partea coaliției majoritare, sunt o mașinărie de vot și le se dă numerele proiectelor și ridică la tot mâna în sus, nici nu mai citesc ce votează acolo, habar nu are despre ce proiect este vorba. Păi noi nu putem, noi nu suntem mașinării de vot și evident atunci când avem întrebări, noi trebuie să le punem și dacă avem dubii, măcar cât de puțin pe un proiect, noi nu-l votăm. Nemai vorbind când ne se aduce câteva secunde înainte, nu s-o pus înainte și hai votați. Cum să votăm? Asta este, aș zice eu... Așa s-a întâmplat în ultima lună, în sesiunea de primăvară. Da, am avut așa și nu este prima dată când... Dar în situația în care noi propunem cu adevărat să introducem în ordinea de zi proiecte care cu adevărat sunt necesare. Eu, în calitatea mea de autor a unor proiecte, pot să vă dau un exemplu. Legea cu privire la patente, un proiect de lege ce ține cu mașinile matriculate în stânga Nistrului. Deci avem un șir. Insistam la fiecare ședință. Domnul președinte, uzați de dreptul articolului din regulament și introduceți pe ordinea de zi. Spunea la vot nimic. Dar pe de altă parte discutam tot felul de prostii, tichete de masă, nu știu ce, de parcă asta taman arde, știți? Deci nu se discută ceea ce este important cu adevărat, dar se discută pe bandă rulantă, haideți că noi să avem ce raporta europenilor, uitați-vă, noi am lucrat, că noi am votat 300 de proiecte, dar nimeni nu își pune întrebarea ce proiecte sunt acolo, câte sunt necesare ele la ziua de azi. Ne așteaptă același film ca să voteze coaliția și să ne trezim cu proiecte de lege votate de ei pe placul lor? Eu nu exclud. Șeful statului a mai returnat și bine face că mai returnează careva proiecte. Ori chiar... Da, aici vreau să fac o mică remarcă. Este vorba despre 12 proiecte expediate spre reexaminare, care vor fi de săptămâna viitoare în comisii discutate, da? Da, evident. Noi, ne spuneți despre care sunt cele mai importante din acestea? Unul din proiectele care este în această listă este legea cu privire la statutul autonomiei găgăuze, care un proiect care s-a lucrat foarte mult, foarte mult s-a muncit. Însă, în consecință, în redacția actuală în care a fost votat, nu s-a luat în calcul
părerea adunării populare a Găgăuzii, spre exemplu, și ați văzut câte tentative, ba introducem în ordine de zi, ba îl scoateu din ordine de zi, ba mutau săptămâna viitoare și tot așa, ba vine președintele adunării populare, stătea săptămâni în șir, zile la rând, nu mai înțelegea, o să votăm, nu o să votăm, în ce redacție, erau vreo trei proiecte, hai acela cu acela să-l comasăm, ca într-un final, oricum să nu se ia în calcul opinia reprezentanților adunării populare a Găgăuzii. Și evident asta a strânit un val de nemulțumire. Și președintele Dodon nu a întors acest proiect de atâta că lui ceva nu-i place personal. Aici, cu adevărat, nu s-a făcut nici dezbateri publice, nu a luat nimeni în calcul nimic. Au scris exact cum au vrut. Și fiind în teritoriul în Găgăuzia, domnul președinte Dodon, evident, a avut întâlniri cu, și cu deputații și cu cetățenii simpli, care s-au expus asupra acestui proiect și au zis că nu este de dorit să fie promulgat. Ceea ce așa a făcut șeful statului. Șeful statului și-a auzit cetățenii, că la urma urmei președintele Dodon a fost votat de popor, nu de Candu sau de alți deputați. Din aceste 12 mai este ceva care sunt la ordine de zi importante? În mare parte ele sunt proiecte tehnice care nu și-au actualitatea și au fost votate în grabă pe bandă rulantă. Eu sunt departe de gândul că actuala guvernare va lua în calcul, deci când se returnează un proiect, el vine însoțit de o notă informativă de ce anume a fost returnată. Da, domnul Candu a menționat că va citi foarte atent de ce aceste mențiuni, va citi atent mențiunile, de ce domnul Dodon a hotărât ca să le întoarcă spre reexaminare. Și a spus-o foarte sarcastic. Eu sunt de părere că domnul Candu nu ar trebui să citească, dar și să memorizeze ce îi scrie acolo, că acolo nu sunt cuvinte luate din pod. Acolo sunt doleanțele cetățenilor, în primul rând. Și eu intuiesc, cel puțin, că concret pe acest proiect cu adunarea populară a Găgăuzii, cu opinia adunării populare a Găgăuzii, nu se va ține cont. Și pot să vă spun și de ce. În cazul în care domniile lor doreau să o fac, deoarece noi am discutat foarte mult și în comisii, și când a fost prima lectură, am atras atenția de o sumedenie de ori. Cu toate că deputați de etnie găgăuză din PD, chiar și ei erau împotriva redacției actuală. Așa că să vă deschid paranteze. Deci, poate nu era analizată și gândită la rece de PD, de aceea nu au fost ei atât de clar eu fiind ieri într-o altă emisiune, profitând de ocazie, am sugerat colegului meu de parlament, Sergiu Sârvu, Sergiu, mergeți în Găgăuzia și pur și simplu ascultați ce vă spun oamenii. Ascultați acolo. Noi am fost, că noi ne-am întâlnit. Cu cine v-ați întâlnit? Asta nu înseamnă că dacă voi faceți o adunare de partid acolo, v-ați întâlnit cu cetățenii. Întâlniți-vă cu oamenii simpli, ori cu deputați și ascultați opinia lor și o să vedeți care este. Că nu sunt capriciile șefului statului, dar sunt doleanțele cetățenilor. Tot președintele legislativului a spus că vor pune accent pe controlul parlamentar și anume evaluarea impactului unor legi asupra domeniilor și asupra vieții cetățeanului. Deci dacă sunt sau nu implementate legile pe care le votează Parlamentul. Aici vedeți ceva de desubturi pe care le urmărește coaliția de guvernare? Noi la ziua de azi avem o sumedenie de proiecte votate în grabă. Unele din ele chiar se bat cap în cap. Doar pentru, cum a zis, să pună un asterisc pentru bifare. Eu am prin întâmpinat de multe ori pe multe proiecte și colegii mei au vorbit. Stimați colegi, pentru ce ne grăbim noi? Uitați, noi dacă ați votăm asta, să ne întâlnim cu problema cu tare. A să facem așa, să fie problema cu tare. Da, pentru lectura a doua amendamente, noi făceam amendamente ca până la urmă amendamentele astea să nu fie acceptate și în consecință tot așa mergeau înainte și pedalau pe... sunt o sumedenie de legi care noi le examinăm repetat, deoarece guvernarea dă, metaforic vorbind, cu capul în gard. Adică noi le spunem că nu trebuie să călcăm pe greblă ca să vedem că jos e grebla. Trebuie să o vedem din timp. Și noi principial uneori nu votăm, că noi v-am preîntâmpinat că o să ajungem la situația asta. Pentru ce trebuie noi să... Mai ascultați-ne și noi când ne spun că noi nu vrem rău acestei țări la urma urmei. Chiar dacă suntem în opoziție. Se merge cum se merge.
Știți ca, cum zicala ce ioșicii calolii, splacali, nu prodăljali cușit cactus. E ca așa și ei. Merg, dau cu capul în gardă, merg înainte. Implement și motivează de fiecare dată. Noi avem agenda, parcursul european și așa mai departe. Deci, domnul Candu nu ar trebui să uite că anume implementând agenda și directivele care au fost impuse de acordul de asociere, s-a furat și miliardul din sistemul bancar, și toate măgăriile astea, s-au vândut și armamentul din Armata Națională. Toate astea s-au făcut implementând și făcând reforme. Ați vorbit dumneavoastră despre că PSRM este în opoziție. Rolul opoziției în sesiunea de primăvară-vară a fost eficient pentru ca să elucideze lacunele sau să scoată în evidență ceea ce face coaliția și care este în continuare soarta opoziției, pentru că dacă ea ar fi, mai sunt partii din opoziție participante în procesul parlamentar legislativ, dacă ea ar fi unită, nu s-ar vedea lucrurile mai bine? S-ar vedea, dar cu regret la noi partidele parlamentare de opoziție care se pretindă opoziție, cu toate că... Da, unele se pretind, ați avut dreptate a fi de opoziție. Cu toate că și PLD-MEU și PCR-MEU până mai ieri au fost în diferite coaliții, au fost la guvernare cu actuala guvernare. Că eu nici nu pot să zic actuala guvernare, că acolo eu sunt un singur partid. Ei, mai zic că este și Leanc cu formațiunea parte, dar... Noi nu suntem copii la grădiniță, ne înțelegem perfect lucrurile și starea de lucruri în Parlament. Da, la ziua de azi avem un Parlament extraordinar de pestriți și nu știu cum, că e greu să-i spui o fracțiune, că acolo deja unii sunt la limite, fracțiune. Se merge, dacă noi am unii efortul, și ați văzut, pe diferite domenii, moțiuni simple, ne adresam la colegii care pretind a fi opoziție parlamentului. Da. Stimați colegi, uitați-vă, avem moțiune, textul moțiunii poftim, alăturați-ne, facem front comun pentru a face dreptate. Semnați, vă rog. Nu semnăm, că asta se începe. Fel de fel de tâmpenii, mă scuzați, mâna Moscovei, că nu știu ce e acolo, aberații de astea geopolitice. Noi spunem, haideți să lăsăm o parte toate luptele astea politice și vom acționa împreună, de comun, în interesul cetățeanului. Nu se dorea. Îi spuneam, bine, dacă nu aveți careva pretenție asupra redacției, asupra textului, veniți cu propuneri, cu modificări. Haideți, faceți voi, îl semnăm noi. Nici așa, nici așa. Știți cum nu făceam, primeam un refuz. Și atunci ce fac deputații PLD-MEU-ului, deputații PCR-MEU-ului, ei, rolul lor acum în Parlament? Cu regret, deputații din fracțiunea PCRM, în loc să lupte cu guvernarea și fără de legile, ei luptă cu noi. Ori ei pe noi ne văd direct oponenți politici, însă noi suntem o altă formație, noi suntem altfel decât ei. Noi nu acționăm emotiv, noi acționăm în interesul cetățeanului. Ei văd, nu știu, își doresc o răzbunare, își doresc o reanimare a formațiunii politice. Dar nu ar trebui să răzbune PSRM, trebuie să răzbună PD, că i-a luat cei 14 deputați. Nu păi înțeleg. Asta ar fi bine dacă ar înțelege și ei, că la urmă urmei cei 14 transfugii care au aderat la PD... Ei au trădat interesele cetățeanului, eu așa îi consider. Evident. Domnul Voronin, eu am respect față de oamenii mai în vârstă, este problema lui, însă eu am impresia că dumnealui se ghidează de ideea că ia tebe paradil, ia tebe paharaniu. Mă refer la formațiunea politică. Și până, eu cred că o să termine cu totul, de atâta că politica promovată de ei și retorica din topor, aș spune eu, au adus formațiunea politică în starea care este azi. Peleu, soarta Peleului, acum fiind... Soarta Peleului este o deputaților maxim... din Pele în Parlament. În limba latină există o maximă, așa care eu mi-amintesc desori, de mortus aut bene aut nihil. Peleu deja nu mai poate fi reanimat nici într-un fel, de altfel cum este și PCR-MEU. Ei își duc mandatul până la capăt. Cred eu că vom mai avea surprize de
migrări politice din... Care a fost astăzi, da? Sau ieri? Ieri a avut da, o, ieri încă un deputat. Un deputat PL a declarat că este independent, că iese din fracțiunea PL-ului din Parlament și eu cred că la mijloc... va fi neafiliat politic deocamdată, dar probabil se subînțelege unde este, de unde bate vântul. Noi, dacă spunem că va fi Dârda neafiliat, asta înseamnă că noi suntem naivi. Uh-huh. Dârda, în primul rând, el nu poate fi neafiliat, că dumneavoastră l-ați auzit de la începutul acestei legislaturi să vorbească vreodată. Nu prea. Nu, că nu păi prea, asta, nu... asta vreau să vă întreb eu odată. Sunt unii deputați care nu vorbesc deloc și cetățenii, dar de facto este milionar, nu, domnul păi, Dârda? Domnia sa a fost partea formațiunii politice atâta timp cât PL-ul a avut influență în capitală și a fost parte a coaliției majoritare. Atunci când Mihai Ghimpu cu toată echipa lui a fost aruncată după bord de liderul PD Plahotniuc, și nu mă tem de acest cuvânt, zic Plahotniuc, aici nu face candul ceva din capul lui, ori altcineva. Aceste lucruri s-au întâmplat pe fonul mofturilor pe care liderul liberalilor le arăta la diferite, cum le zice eu, consiliu, coaliții, nu știu cum le mai spunea. Și i-au smuls câțiva de la comuniști, câțiva de la liberali, am mai smuls de la PLDM și au creat majoritate singuri și deja erau inutili. Respectiv, deputatul menționat mai sus a rămas fără protecție politică. Uh-huh. Ori ceea ce a făcut, câte scandaluri a avut doar în Chișinău cu construcțiile și așa mai departe, evident că acolo sunt o sumedenie de încălcări și miroase dosare penale, dar având în vedere cât de ușor a ajuns... Deci este ținut cu dosare penale? Sau... Eu cred că da. Uh-huh. Că din informația pe care o am, eu, domnia sa nici nu se află acum în Republica Moldova, este în statul vecin și nu este de două zile, că dacă ridicați toate arhivele și materiale video de la Parlament, o să vedeți că el, imediat după ce s-a început reținerile de către CNA, când a fost reținut cine acolo, Kirinciuc, mai fost câțiva, a șters Putina imediat pentru... pentru a fi sigur că nu o să nimerească undeva pe izolator. Deci în cazul în care nu acceptă niște lucruri, putem să ne trezim că și acestui personaj îi se vor deschide dosare sau va face ce îi se va spune. Eu cred că toate șmecheriile care, și fără de legile care s-au făcut în primăria municipiului Chișinău și o spun cu cunoștință de cauză. Acest deputat fiind finanțatorul principal al Partidului da, Liberal, da? Așa se spune că este unul dintre finanțatorii de bază. Firmele controlate, adică unde este dumnealui administrator, figurează în mai multe scheme pe la primăria municipiului Chișinău și am văzut rețineri chiar recent, ieri îmi pare că dacă nu greșesc, au fost iară din nou rețineri și ele sunt pe bune sunt reținerile astea. Deci este altceva de ce nu au fost făcute până acum. Că, vă zic, este vorba despre protecție politică care, fără de care a rămas. Și era evident că trebuie să emigreze undeva pentru a avea această da, protecție. Din păcate traseismul la noi nu a luat sfârșit și cu regret cetățenii sunt puși în fața faptului că pe cine i-a votat ca să-i reprezinte în Parlament după o strategie, după un plan, după niște cuvinte declarate în campaniile electorale, acolo se trezesc cu alte viziuni și spun alte lucruri. Asta este regretabil. Domnul Candu a menționat astăzi și faptul că se va pune accent în sesiunea de toamnă-iarnă pe reforme și pe foaia de parcurs în care sunt prescrise aceste reforme. Este vorba de justiție, de domeniul economic, de domeniul mediului de afaceri, social și la mass media straniu a fost că a menționat domnul Candu despre lupta împotriva propagandei. Este aceeași muzică cântată la... Da, la noi toate ridele care se întâmplă în Republica Moldova în sunt din cauza, da. În opinia actualei guvernare sunt din cauza tankurilor rusești, a glodului rusesc, chiar a lui Putin personal, nu știu de ce așa vorbind. Cu toate că domnul Candu a uitat că ei sunt la guvernare din 2009. Asta nu a venit ieri, dar din 2009. Și tot ce i s-a făcut până acum că suntem într-un hal fără de hal, este direct responsabil inclusiv și dumnealui.
și nu doar dumneavoastră, dar toți colegii care sunt acolo și care au făcut parte în toate coalițiile astea, care au băgat Republica Moldova în datorii enorme cu creditele astea și au făcut ulterior credite, mă refer la Fondul Monetar Internațional, au făcut reforme, au făcut diferite, să zic eu așa, momente nechipzuite, uh-huh. care ecoul lor va fi încă pe foarte simțit. Mult timp înainte simțit. Asta tot se întâmplă pe fondul când eu mă uit că domnia lui ne spune că Uniunea Europeană ne-au dat atâția bani, statul celălalt ne-au dat atâția bani, acolo am luat credit atâta, ăștia ne-au dat un grant. Eu, la mine apare întrebarea, dar mozgov samamu ne hvatait zarabotat dengi? Deci noi trebuie să îmblăm cu mâna întinsă, bala o țară, bala alta, și nu am putea noi singuri să facem, să producem, să ridicăm economia țării ca să nu fim datori nimănui și nimeni să nu aibă să ne șantajeze, să ne pună condiții. Exact. Și atunci când ne spune că noi facem careva reforme, optimizări, uitați-vă și cuvânt au inventat așa frumos, că când îl spun la, pe la televiziune, jurnaliștii, oamenii nici nu înțeleg, dar și optimizări. Dar care în esență asta, cu închis școli, spitale, au redus numărul de lucrători în sfera medicinii, profesori și așa mai departe. Ia că este optimizări și astea sunt rezultatele lor. Dar să ne vină cu careva cifre care ne-ar convinge că da, avem creștere economică, am obținut piață de desfaceri. Inclusiv, nu, eu spun peste tot, noi, Republica Moldova, suntem o țară mică care trebuie să facem politică mare. Și atunci când vine vorba de interesul național, noi trebuie să facem comerț cu toate țările europene. Trebuie să prevaleze interesul național. Chiar dacă avem partener strategic, în opinia noastră, Federația Rusă, dacă cineva ne deschide porțile și noi am putea livra și furniza produsele noastre autohtone pe piața lor, este salutabil. Dacă nu, atunci, și cum vorbeam anterior, în urma acordului de asociere semnat, am pierdut piața rusă, dar pe cea europeană așa și n-am nimerit. S-a dus cine? Islau, deci, că noi am dus... produsele noastre au ajuns în Germania, în Estonia, câte două căldări de perje s-au dus acolo. Asta e de râsul găinilor. Deci să înțelegem că până la urmă se vor pedala aceleași accente geopolitice care vor prevala în discuții în Parlament, în ședințele în plen și adevăratele aspecte ale ce deranjează societatea vor fi de lăsate. Eu cred că o să mai am ocazia să vin la dumneavoastră în studio. Și o să vedeți, chiar când o să finiseze sesiunea asta, la sfârșit de sesiune, sfârșit de decembrie, o să facem totalul și o să vedeți că prioritățile o să fie pentru actuala guvernare, o să fie de care vrei, numai nu cele care sunt necesare și stringente și care nu așteaptă. Nu o să fie ridicarea nivelului economic, nu o să avem creștere economică, nu o să avem creștere a nivelului social. O să vedeți că o să avem doar degradare, că actuala guvernare și-a deteriorat relațiile cu Federația Rusă, care este un partener strategic, a reușit să deterioreze relațiile cu Uniunea Europeană și acum mai mizează ei, aș zice eu, pe susținerea Statelor Unite, că am văzut două vizite a domnului Plahotniuc în luna mai în Washington și pe urmă am mai avut una la New York, dacă nu greșesc. Deci, noi așteptăm cetățenii simpli ca toți și prioritățile să fie îmbunătățirea calității vieții a oamenilor și să se întoarcă legislatorii cu fața la adevăratele probleme și toate legile pe care le votează Parlamentul să aibă un impact pozitiv nemijlocit asupra oamenilor simple și oamenilor care de zi de zi își trăiesc sărăcia în care este Republica Moldova. Asta e doleanța probabil la fiecare dintre noi. Și ne dorim ca să vedem confruntări democratice, confruntări care aduc la îmbunătățirea lucrurilor în Republica Moldova. Vă doresc succes în activitatea din toamnă-iarnă, vă mai așteptăm la noi în studio și vreau să menționez că politica politică, dar cu natura nu te pui și să le dorim celor 10 moldoveni aflați pe insulele Caraibe care au avut de suferit în urma uraganului Irma să revină acasă cu bine și să nu aibă niciun incident neplăcut și să nu pună în stres familiile lor pentru că au mai rămas acolo 10 moldoveni. Și astăzi să finisăm pe un punct pozitiv, să felicităm cu cei 26 de ani de la înființare SIS-ul din Republica Moldova.
Probabil îi felicităm și pe ei, eu le zic, ei sunt luptătorii cei care nu se văd, dar luptă și eu chiar îmi doresc ca ei cu adevărat să servească acestei țări și nici de cum altor țări, să zic așa, ori intereselor personale. Eu sper că în viitorul apropiat munca lor va fi din ce în ce mai vizibilă și să avem un SIS depolitizat, să avem un SIS cu adevărat independent, competent în domeniul lor și să servească cu demnitate Republica Moldova. La mulți ani colaboratorilor sistemului de informații și securitate. Dumneavoastră, dragi telespectatori, vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm marți și vineri la emisiunea Intersecție RM. La revedere!